Iată cum s-a votat duminică în cartierul Similească, mai exact la cele trei secții deschise în incinta școlii numărul 14. Ca și la precedentele alegeri, Similească a rămas fie FPSD sau mai exact Uselist, însă partidul lui Dan Diaconescu adună aici din ce în ce mai multe voturi. Pentru Camera Deputaților, în secția 78, Eugen Nicolici a obținut 305 voturi, Eduard Dumitrașcu 167, iar Ciprian Comand de la ARD doar 32. În secția 79, Nicolice a luat 447 de voturi, Dumitraș cu 197, iar Coman doar 30. Secția 80 a adus cea mai mare diferență, Nicolicea 457, Dumitraș cu 127, iar Coman 28. Pentru Senat, diferența dintre Eugen Teodorovici, candidatul USL și cei ai PPDD, respectiv ARD, a fost încă și mai mare. La secția 78, Teodorovici a strâns 332 de voturi, Mircea Costache 172, iar Ioan Nastea doar 33. La secția 79, Teodorovici a obținut 489 de voturi, Costache 199, iar Nastea doar 30. La secția 80, Teodorovici a strâns 510 voturi, Costache 145, iar Nastea 32.